Ce faceți, domnule inspector șef? Cum de-ați luat șpaga aia, mă, șpăgarule, mă, directorul ANAF Giurgiu? Păi cum, mă, tu ai luat șpagă ca să încalci legea, mă, șpăgarule? Bă, șpăgarule, bă, dă bă banii înapoi, bă, șpăgarule, bă. Ai luat șpagă, bă. Salut, a fost Sebe Mihai, șeful ANAF Giurgiu. Cel care a cerut 30.000 de euro șpagă, dar a luat 21.250 de euro șpagă pentru a promite la doi afaceriști că va interveni pe lângă angajații lui ca să nu respecte legea. Acest șpăgar, șeful ANAF Giurgiu, Sebe Mihai, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. DNA îl acuză că a cerut mită, a primit de la doi afaceriști care au luat și ei, cred, arest preventiv pentru 30 de zile. Acest șpăgar, șef ANAF, a primit mită pentru să nu respecte legea, tocmai să încalce legea. Acești șpăgari primesc bani ca să încalce legea. Cum să aducă ANAF-ul bani la bugetul statului dacă acest excroc, șpăgar, Sebe Mihai, pe el nu-l interesează bugetul statului, ci ce? Bugetul propriu, buzunarul lui. A cerut 30.000 de euro, a primit 21.250 de euro ca să vorbească cu alți doi inspectori antifraudă ca să nu respecte legea, să încalce legea. Ăștia sunt șefii din ministere, din departamente. Deci ăștia sunt, primesc șpagă ca să încalce legea. Asta este realitatea.